Tuturor le zice pisi. De pentru care, pe singura de o cunoaște, și-a adus-o în platou, Claudia Pavel se numește ea, are o piesă interesantă, se cântă chiar acum, între hohote de râs la neață. Claudia Pavel a venit alături de fete. Bună dimineața! Fetelor, nu plecați! Ia un loc. De asta le era frică. Ia un loc. Am văzut-o pe Bianca pe coridor și nu știam de cine sau de ce mi-aduce aminte. Vino aici lângă mine. Nu vino lângă mine, Bianca. Bianca și Bianca, da? Bianca și Bianca. Bă, am stat și m-am gândit, bă, mi-aduce aminte ori de un personaj, ori de ceva, ori de... Bă, dar însuși și mi-am dat seama, mă. Vedeți vreo diferență? Bă, e mult mai bine de atât. E mai bine decât biscuitele? Da, mă. Ai și tu dințișor, deci ea pleacă la locul tău. Bianca, o știți de la noi, de la sport, a venit, a rupt acia. Tata mi-o, aoleu, ce s-a întâmplat? A fost un moment de muzică specifică prin care... Am luat o raznă, mi-a sorit cerceia. Artista și-a pierdut cerceia amândoi. Nu, că dacă mi pune o arăt ca o vacă din reclame. Da, da, da. Sunt super urâți, dacă vreți să-i... Băi, dar ce se poartă în ziua de azi? Zici că mai talangă-ți trebuie, sunt super. Dă-i naiba, lasă-i aici, că sunt urâți cu spume. Băi, sunt Christian Dior. Am văzut, da, o să nu, că un cerșetor la Gara de Nord o să se bucure că îi va primi de la mine. Dă-i, mă, femeie în toată firea, ai copii la casă, umbli cu talângile alea. Ce faci? De ce ai piesă? Ce să fac? Bine, bine, am luat o rază, mi-au sărit cercei. Sunt foarte încântată de piesa asta, pentru că este scrisă de mine, împreună cu Mihai Ogașanu și Bobby Brown, cel cu care fac featuring-ul. Este prima piesă pe care eu am făcut-o și lansez. Și așa e ieșită din mine. E pare de vară, așteptăm vara cu ea, nu? Da, e foarte tare. Sper să, mă rog, să o auzim peste tot, să dansăm pe ea. Mai urmează oricum încă două piese de vară pe care trebuie să le lansez. Mai lasă-mă! Da! Sunt pusă pe treabă, serios, dar asta este foarte, foarte specială. Pe Instagram ești tot timpul la pilate, s-am putut să-ți dau unfollow, să știi. De ce? Nu știu, frate. Îți plac mișcările mele? Vrei să vezi încă una? Nu, că-mi sar cercei. Da, sunt toată ziua la pilates, la sală, la repetiții, la studio, la concerte. Nu, am crezut că te-ai mutat. Și cu Fimiu, bineînțeles, că ai văzut că le-aș pe Fimiu cu mine la pilates. O postare din 25 sunt cu eu cu Fitu, dar restul sunt la pilates. Am crezut că te-ai apucat de pilates ca instructor. Încă nu. Am înțeles. Și eu m-am apucat, dar mi-a zis antrenorul că sunt bun pentru pilafes. Nu cred asta. Cred că la pilates ești pilaf. Ești foarte modest. Ne vedem pe internet? Piesa se găsește deja pe net? Se găsește, da, Touch Me pe YouTube, pe Facebook și Instagram Claudia Pavel și Claudia Pavel Oficial și pe blogul meu claudiapavel.com. L-am înțeles nimic din refren, să știi. Ce zici? To touch me just to know how it feels. Just to know how it feels. Lasă, lasă, ajunge. Acum am prins eu. Dacă a vrut. Dacă era pe vrut, te căutam de mult, dar nu. Suntem vecine, permitem. Să le salutăm pe fete. Să-i mulțumim Bianca că ne-a deranjat cu abdomenul ei din nou. Da, suntem grupul fetelor fit. Lasă, mama, nu te arunca, ai o vârstă, lasă-le pe ele astea mici. Hop, top, top. Că și eu mai umblu cu bătăușii din București. Mă țin și eu după ele, cât pot. Mai umblu și eu cu bătăușii din București și eu zic, sunt în grupul băieților răi, dar eu le duc apa. Ține de orice mămică din România să stea fit și să-și permită pantaloni atât de scurți, iată, și tocuri într-o zi, ca asta devine. Luăm scurtă pauză, a fost un compliment, să știi. Da, mulțumesc, mulțumesc. Pauză și ne vedem după. Viața cu Răzvan și Dani.